Există foarte mulți oameni care se plâng de impactul foarte mare pe care îl are vremea asupra lor. Starea vremii ne influențează starea de spirit mai mult decât credeam noi. Cu toții resimțim această influență, unii într-un mod mai puternic, alții mai puțin. Vremea are un impact destul de mare asupra oamenilor, fiind capabilă să schimbe dispoziția și emoțiile noastre. Cele mai resimțite schimbări ale stărilor de spirit și de sănătate sunt la schimbările anotimpurilor. Vremea? Da. Normal. Ne influențează. Trecerea asta de la cal la rece, normal că afectează organismul. Cum vă simțiți când plouă afară, când e frig? Păi, cum să mă simt? Mă simt indispus, să zic. Normal că nu-mi place. O zi fără soare, cu vânt și ploaie poate crea multe neplăceri, mai multe decât toate beneficiile aduse de o zi însorită cu temperaturi plăcute. Puține sunt persoanele cărora le priește o zi rece. Aoleu! Mă influențează, oasele mă dor, una alta, na. Ce să facem? Suntem bătrâni, am îmbătrânit. Mă simțiți, de exemplu, într-o zi în care este soare față de una în care plouă? Foarte bine, când e soare. Când plouă, mă dor oasele, coxartroza. Starea de spirit e modificată în funcție de atmosferă, nu? Așa, dumneavoastră cum vă simți cel mai bine? Bine. Asta este cea mai bună vreme pentru grăsime. Cât e mai moderată, adică temperatura de 20 de grade, e ideală. Dacă e mai cald, obosim. În ziua în care este soare foarte bine, când plouă și bate vântul, foarte rău chiar. Vremea capricioasă și schimbătoare din aceste zile ne afectează nu doar starea de spirit, ci și organismul, care resimte din plin impactul schimbărilor meteorologice bruște.